Pregătiți-vă să asistați la o premieră. Și nu faptul că mașina pornește la prima cheie. Astăzi încep sala la World Class. Chiele Valentin. O să te filmez mult. Foarte bine. Faza cu ăștia de la World Class e foarte amuzantă. Am postat eu acum ceva timp pe Facebook, încă mă trăisem după mahmoră, eram mahmor, mă trăisem după petrecere de aia gravă și am postat pe Facebook că foarte multă lume era la maraton și că chestia asta mi-a întețit starea de că mă simt nașpa. Și cei de la World Class s-au văzut, s-au activat și mi-au zis, băi, fii atent, ce-i ce tu să începi un stil de viață sănătos, gen așa cu sală, cu de-astea? De 8 săptămâni să bagi forță și după aia te ții, să vedem cât te ții, să mai bagi. Și uite mă aici, acum n-ai cum să nu accepti o provocare de genul ăsta. Wow. Tehnologie. Da, e foarte bun cântat. Cât de grea avea doctorul? Indice de grăsime, da? Avem aici masă de grăsime, dar în kilograme și în procente. Procente nu ai decât 20%. Ești pe verde, ești binișor. Mâncat, tu cum stai? Cred că prost. Toate prostiile, o Xiaomi mică, o un KFC, păi e sfânt. No. Oricum, eu vreau să te întreb, cum putem face ca să alea să le păstrăm? Ce? La mâncarea nesănătoasă aia, nu poți să renunți. Ba, o să renunți. Sau o să vedem cum le adecvăm în așa fel. El, o să vezi, o să băgăm toate datele în tot programul. Așa? Și o să-ți dea o dietă, o cum să mănânci, cum tot. Tu nu o să ții, sigur. Da? Vârstă metabolică, 30 de ani, din cauza la grăsime, înălțime. Asta îți dă o vârstă metabolică de 30 de ani. Da? Ești bine, cu un an peste, două ani, eu fac 30 de ani pe 1 iunie, deci da? Mulți înainte. Mersi. Înălțimea, greutate 83, indici, masă calorică. El spune așa, că ai nevoie de 1970 de calorii pe zi să rămâi așa cum ești. Dacă mărești numărul ăsta de calorii, te îngrași. Dacă îl scazi, slăbești. Ne făcând nimic. Aha. Da, atâta timp dacă faci sport, e ok. Masă musculară 63 de kilograme, 8. Și jucăria asta le-a dat pe toate. Da. Așa. Spune că nu prea bei apă. Bei 2 litri minim de apă pe zi. Cam super, beau. Nu? Nu, chiar bei? Beau apă. Da? Chiar beau apă de obicei. Adică mai beau un Pepsi gen la masă, în rest eu beau apă. Și alcool. Mult apă. Ce meserie? Social media manager? Da, mai bine scrie blogger cu 2 de G. Da? Blogger așa. Ăla asta. Blogger. Ai ce? Și hai să trecem aici. Activitate, pe spune? Nivel activitate, adică cât mă mișc? Cât te miști și activitatea, cât te implici tu în jobul tău. Ah, mar. Da, foarte conștiincios ca blogger. Păi spune să lucrez în schimburi. Nu. No. Și care faza, ceea ce fac și eu și profesional, e fix la fel ca blogging-ul, știi? Adică tot în zona asta sunt. Așa că se potrivește de minune. Menționează mai despre unul de sănătate care zic. No. Am o pneumonie în clasa 6. Nu. No. Deci nu. Un tratament medicamentos? Nu. No. Cocaină! Exclusiv. Ce tare primă? Nu, no, nimic. Cumpărături? Oh. De-alea serioase la Lidl sau de-alea mai sob la magazinul din colț? Eu cred că serioase. Ce nivel de preț sunt? De 100 și 500 de lei? De câte ori fac cumpărături? Păi, 8-4 săptămâni, cam așa, da. Aoleu, vine o întrebare. De câte ori pe săptămână iei masa la restaurant de fast food? Sincer, de 2 ori pe zi? Glumesc, nu, cred că... E, cu o dată, la 3 zile, cam așa, cam asta e. Da? Da. Eu am încerc să reduc la o dată pe săptămână, asta vreau. Și fast food înseamnă shawarma. Cu atât că la Calif e bună, e bun deal. Chirurgicală? No. Nici oase rupte n-am avut, nimic. Nu? Și cât se face să stai când stai? Cât e? Jumătate de oră? Cât se... O oră de bicicletă?
Și sunt clase, bine, sunt clase începători, mai ușor și tot așa, da? Și hai, faceți ca să fie efectul cât mai natural la cycling aici, dați drumul la câini, la maidanezi? Da, și eu să spunem și eu o carne de picior. Da, da, da. Dar cum să-ți ia apă la tine, da? Da. Acum nu se mai ieși. Și cât o să alegăm? O să mergi, nu o să alegi. Un 20 minute sau 30. Ok? Da? Peste 5 minute. Da, mi-o zis la 5.5. Ok. Da? Și după încă 5 minute, mi-o zis la 6.2. Și acolo am stat. 6.2. Da? Ok. Dacă ți se pare prea ușor, îmi dai inclinație până la 15. No, I'm not the only guy that you got on your mind, babe. I can't find the reason why you got your love working overtime. Deci oficial s-a rupt. Am mers 45 de minute pe bandă înclinată. Wow. Lucrurile simple, lucrurile simple ne omoară. Cât de tare e piscina. Ce să mă bălăcesc aici de fiecare dată după sal. Da, mâine trebuie să-mi iau papuci. Super tare, frate. Masajele alea, saune, chestii, trestii. Aici cardul tău, Costa o să vii la noi. Cool. Așa. Numărul de telefon al lui Valentin și te așteptăm. Mai frumos. Bine, stai zi până. La fel. Dragă work class, îmi pare rău că am încălcat regulile. Data viitoare îmi las pistolul acasă. Pasta nu am văzut, o să fie super aglomerat la ora 10. Pe direcția de mers spre Barbu Văcărescu, dinspre fabrica de glucoză. Mă așteptam să fie invers. Să vedem pe unde îmi recomandă Sfântul Waze să iau. Well, Waze-ul îmi recomandă să iau tocmai pe aici, pe nebunia asta. Am un sacas. Îmi fac un duș și îmi văd de treabă. By the way, de data s-a înfentat Waze-ul, am luat decizia mea. Waze-ul mă băga în aglomerație și am ajuns în 10 minute acasă. Cred că dacă mă luam după Waze, stăteam 10 minute doar în coada aia de acolo, de la fabrica de glucoză. Bun. Am să acasă, îmi fac un duș și îmi văd de treabă. Sunt foarte încântat că am reușit să mă trezesc de dimineață să mă urc la sală. E super șmecher. Câte porții de alimente bogate în proteine complete ai zilnic? Hrișcă. Sigur n-a scris greșit? Hrușcă?